Salutare lume, aici Mr. Cafeken, bine v-am găsit la un episod din Madden 2 Raw pe serverul Orion. Am spus TBD în episodul trecut și nu a ieșit tocmai bine. Aici am niște chestii de genul ăsta, am aici o grabă plus 4, am format la eventul ăsta cu metinele astea multe, tocmai ce s-a terminat acum de câteva minute. Am găsit aici un metin și... Na, să mai... Mă scuzați, să mai filmez și eu pe aici nebunii. Haideți că o să vă explic mai multe chestii, o să vă explic și de ce sunt prietenos și tot felul de alte prostii. N-am postat ieri sau când n-am postat pentru că n-am avut, nu știu, a trebuit să învăț ceva pentru facultate și... Am intrat seara, am venit seara acasă mai târziu și n-am mai avut chef să mai filmez nici astăzi, sincer. Nu am prea avut, dar am zis, hai bă, totuși să filmez. Îmi l-a trecut seaua, sper, nu știu dacă auziți, în fine. Deci, care e faza de sunt prietenos? Mr. Crispy și-a crescut niște conturi, adică, na, cred că l-ați mai văzut. Și-a crescut cineva vreo 8 conturi sau 7 conturi, nu știu exact câte s-a crescut și le-a făcut pe toate 20 și am stat și eu pe acolo, mă uitam, mai una alta, mai vorbeam cu el și am zis că dau un vârtej acolo, știi, eu am zis numai așa la mișto căreală cum ar veni și el a zis dă-i și pur și simplu asta au fost ultimele chestii de la, erau toți și-a pus frumos în aici așa să spunem că în zona asta erau ei. Și ziceau, o să-ți dă-i. Și am zis că-i dau, mi-am activat frumos aura și am făcut așa. Bam. Fail, stai că e fail, am făcut așa. Și ori muri toți. Și direct, din cavaler am devenit un rank mai mic. Și astăzi o să mă duc... Ce mi-a picat? N-avem nevoie. Astăzi o să mă duc până prin map 2. Vreau să fac niște chestii, o să văd imediat ce fac. Vreau să văd dacă funcționează chestia asta. Și o să-mi pun graba aia, nu o să o vând. O să pun pe un călugăr. Încerc să pun pe un călugăr din asta mai mic. Adică îl fac plus 6, măcar 1 sau nu știu. Cred că asta fac. Așa, măcar facem un calugăr plus 6 și îl băgăm pe armură să strălucească cât de cât, să nu fie așa de săraci. Uite un medin aici. Bă, să-i din alea cu multe, nu? Hai că-l spargem. Ca să-i din alea cu multe chestii și îmi dă... Să-i din alea cu 10 metine. Să vedem, am lag de la asta. Nu cred. Uitați să vedem cât mai are din viață, că nu-i văd viața. Bă... Cred că trebuie să bag mânușa, nu? A, ba nu. Încă mai pot să mai stau. Meținele astea, bă... Am bătut câteva meține de 40, ceva de genul ăsta. Și, aoleu, mâncața și prea mulți din ăștia pe metru pătrat, hai să bag repede mânușa. O să îmi pice la cărți de la metinul ăsta de... Mă satur de ele, fii atent numai. Așa. Cartea abilității. Job nu. Dar că n-am luat cartea, cred că am luat altceva. Cartea abilității. Hai măcar o aură din toate cărțile astea. Cartea abilității. Bă. Cartea abilități am spus. Ok, p. Cartea abilității. Nu știu dacă mai văd, dacă mai cea important, sunt niște iteme, dar nu le iau. Vârtejul, bă, mi-o picat la vârtejul din astea, bă, o grămadă. Norotrăvitor, chemare. Frumos. Ce pot să zic? Așa. Mai luăm ceva de pe jos? Ne, asta este. Haide că
mergem și facem chestiile noastre pe aici pe Map 2. Probabil avem mai mult noroc și să nu intre măcar piatra asta pe armură. Dacă nu mi intră, e destul de nasol. Ar trebui să îngolesc inventarul că vreau să fac și chestia asta, să fac niște poțiuni din astea, din plantele astea. Să merg până la Yuhuan, doar că mai întâi să punem piatra aia pe armură. Piatra pe armură, da, așa, ok, spus. Bă, dar vârtejii din astea, dacă aș avea ce face cu ele, aș trebui să vând medalii. Nu mai am ce face cu medaliile. Hai că vă vindem aici. Frumos. Le vindem că eventul s-a terminat și nu le pot arunca. Ok, vând asta pentru 8K. Mersi. Cumpăr vreo... Cumpăr acolo. Am cumpărat 4-5 armuri. Să vedem cât care merge la plus 6. Așa. Perfect. Doamne ferește. Prima direct la plus 1 s-a adus. Bă, ăsta s-ar putea să meargă. Nice. Bă, gândi direct fără niciun preparat, fără nimic, piatra s-a spa. Bă, ești nebun la cap. A mers. Trăjnească. Eu am zis direct piatra s-a spart că știam deja ce îmi spune. Hai de măsa cum fug pe aici, bă. Fii atent cum îns. Oh, nice. Bun. Bun, de aici o să ne luăm astea. Să vedem cum le folosesc, că habar n-am. Aura mi-a ieșuat astăzi. Din păcate, mi-a ieșuat mai multe aure. Hai să băgăm aici vârtejele astea, o să le mut pe caracterul ăla de cărți în curând. Așa. Ia să ne uităm noi la mâini și puterea, mai avem de așteptat, așa. Și să vedem ce trebuie să facem, că eu nu am absolut nicio idee cum funcționează treaba asta. Și dacă pot să le fac toate aici, nu știu. Hai să vedem. Știința ierburilor, yes, of course. Bun. Deci. Ne uităm să vedem de ce am avea nevoie în principiu. Că știu că trebuie să le facem astea și apoi facem aici niște nebunii. Ăsta ce-mi dă? Îmi dă pătrundere pentru 3 minute. Nu mă sunt. Ăsta îmi dă critică pentru 3 minute. Bă, suc de... Bun. Hai să vedem. Aici întrebă, îmi dă... Nu, săpun, nu vreau. Ăsta îmi dă pâvă, nu vreau. A. Ăsta sunt pentru curele și prostii. Bun. Hai să vedem rădăcina de mango. Așa. Ăsta e floarea de piersic. Și ăsta e clopoțel. Bun. Dar din rădăcine nu mai faci nimic. Asta e rădăcina din mango și faci nebunii cu păvă, cu nebunii din astea. Ah. Bun, o să fac 3 din astea de critică. N-am ce face mai mult. Deci îmi trebuie floare de clopoțel. Câte mi-ar trebui? 3 din astea, nu practic. 1. 3 din astea. Și dacă combin eu asta cu asta, obțin critică. Bun. Ok. Nu pot schimba. Hai să vedem. Nu știu, bă, rădăcina de mango. Și încă pot cele mai multe chestii cu ea. Dar nu cred că aici. Ăsta, ce-mi dă? Florile de clopoțel îți cresc puterea cu 5 puncte. Ia uzi.
Bă, ia să băgăm aici niște clopoțeluri din astea și băgăm și de perseca din asta. Ok, avem vreo 5 din astea. Vreo 5 din astea. Bun, hai că am făcut ceva. Pot să zic, important asta cu... Bă, păi stai, bă, ce ai făcut, mă, nene? Bă, eu am făcut pătrunzătoare, bă, gamea și... Bă, dar prostes. În fine, hai că e bună și pătrunzătoare, lasă așa. Măcar avem chestia asta aici. Hai că le băgăm înapoi în depozit. Și mă duc și până mă pun. Să văd cum stă faza cu... Ia, bă, că avem din astea. Mulțumesc, pup. Așa. Trebuie să mulțumim persoanelor. Asta e plus 4. În fine. Așa. Haide, mergem. Bă, dacă băgăm și ăsta. Ia să vedem de cum fugim. Acum avem și ăla. Și băgăm și un suc din ăsta cu puterea de mișcare. Hai bine, mă, sa cât am? 230 de mișcare. Băga mi-aș piciorul cum mișc. Zici că sunt Fast and Furious 24. Aoleu, bă, cred că asta are pe. Ia stai. Ia stai așa, boss. Stai așa. Să vedem cum dau cu alu asta. 1,4 pe hit stând jos. Stai că n-am văzut ce am dat acolo. Ce dau acum? Ia să vedem. Pac. 1,5. Dacă stau pe ăsta. 2K. Mai bine, nu. Scuze, lasă, dar filmez acum și o să mă apuc să învăț. Pe metin, păi... E acum... Păi acum filmez și mă duc... După, că na. Bă, l-am păcălit pe săracul nastic, am zis că mă duc să învăț. Și eu ce fac? Eu stau și mă joc metin aici. Bă, ce omus. Bă, îmi place armura asta, deci, bă, chiar, ok. Am reușit să fac o chestie foarte bună cu armura asta. Deci eu mă bucură pe mine. Cum se... Bine, armura asta, era bine dacă puneam graba asta pe ea. I-am pus grabă pe spate. Pe armură. O. Din prima. Da, a picat azi la mepinele alea. Și am pus. Hai, mergem până la să vedem dacă îi al cumva alte șmecherii. Dar nu cred. Pe mortală, aha. Pe călugă. Aha. De unde asta fericire? E orc negru. Da, așa. Tu. Tu, orc negru. Da. Ce faci aici? Ce faci aici? Ai văzut eventele? Da. Asta ce faci orc negru aici? Băi! Băi, mitruț! Băi! Mut asta de aici. Se mișcă. Nu pot intra cu murgu. Se mișcă. Eu îl am pe Dino. Eu l-am pe Dino.
cât timp mai are câteva ore. Îl am de 10 zile. Oră, câteva ore. Îl am de 10 zile. Stai că, lasă oricule că eu plec. Gata, na, hai să vezi. Hai, pa. Mai bun ca căluțul, da, sigur, sigur. Sigur, sigur. Ar trebui să faci statuie, bă. Că eu am dinu și tu, nu. Ce facem aici? Ia, vine aici. Be, ba, baie cu ogou, vine aici. Fabrică știința iebărilor. Ia s-au curs. Da, n-are nimic în plus, perfect. Bun, băi, băieți, cam asta a fost acest episod. Eu sper că plăcută de la voi. Până data viitoare, eu am fost Mr. Coffee Can și ne revedem data viitoare. Da, pa. Cum să nu? Adică plecăm, gata. Sal, pup.